mare numărul de primar. Stimați credincioși care sunteți uniți cu noi în rugăciune pe care internetul, iubiți credincioși. Celebrăm astăzi a doua zi a hramului comunității noastre din Muntea și ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru pe păstorul bisericii noastre, pe care îl salutăm cu drag spunându-i bun venit preasfințite în mijlocul comunității noastre. Ne-am adunat din nou în jurul Sfântului Altar, deoarece avem un alt motiv pentru ca să-i mulțumim Bunului Dumnezeu. Suntem în anul centenarului Marii Unii, din anul 1918, și celebrăm memoria eroilor din satul nostru, care au murit pe câmpuri de luptă în primul război mondial. Această celebrare de omagie s-a realizat în parteneriat cu primăria Comunei Muntea și școala gimnazială Muntea, cărora le mulțumim din inimă pentru colaborare. Înălțăm preasfintei creini rugăciunea noastră de laudă și mulțumire pentru înaintașii noștri, care astăzi trăiesc în memoria noastră. Așadar, îl rugăm pe preasfințitul nostru să prezideze această aducere de mulțumire. Binecuvântați să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul Domnului nostru al Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea de noi prin faptul pregătirii.
Cuvântul Domnului.
la tine ca să rătuie din nou teama și a strâmit Duhul Mântuirii prin care strică Amin. Tatăl, însuși Duhul dă mântuie Duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu El, ca împreună cu El să fim și glorificați. Cuvântul Domnului. Pentru că știm cu toții
La lungul anilor, acești oameni s-au gândit că cel mai bine este să le reprezinte pe acest Dumnezeu în formă practică. S-au gândit, de exemplu, la Trifoi, la această plantă, care, deși are trei foițe, reprezintă o singură frunză. Unii s-au mai gândit că Dumnezeu, cum și trei, ar putea fi asemănat cu soarele. Discul soarelui este Dumnezeu Tatăl, raza soarelui este Dumnezeu Fiul, iar lumina Duhul Sfânt. Alții, mai modern, și l-au închipuit pe Dumnezeu unul și trei sub forma acelei căutări, trei luni. Aici nu prea merge asemănarea, pentru că acolo, ca seama la altele și la altele, se cam confundă una cu alta. Vă știm toți, Dumnezeu este unul singur de trei persoane, dar cele trei persoane nici nu se confundă între ele, nici nu sunt separate. Cam complicat,
stăpânirea crezului genul Constantinopolitan. Dar lucrurile nu s-au liniștit, pentru că acești teologi care au rămas erătunci au continuat să scrie împotriva persoanei și chiar împotriva persoanei lui Iisus. Confundau natura divină și cea umană în persoana lui Iisus. Și atunci s-a stabilit din nou conciliu, dat în 431, în care s-a definit faptul că Fecioara Maria este mamă al lui Dumnezeu. Iisus, o singură persoană, în două naturi. Și în ultim conciliu, de 20 de ani, în 431, a definit clar persoana lui Iisus. O singură persoană, cu două naturi, divină și umană. Dar aceste două naturi nu sunt separate și nu se confundă. Exact ca în cazul Preasfintei Trei. Avem trei persoane, dar ele nu se confundă. Avem trei persoane, dar ele nu sunt separate. Și pentru că vorbeam mai la început despre acele imagini, vis-a-vis de Sfânta Treime, aș dori să spun că poate cea mai rotundă imagine este ceea ce noi am văzut ca și comunitate, ați adus aici, ieri la Sfânta Liturghie pe Grad. Trei copilași, cu trei lumânări, în fiecare purtau lumânare. Avem așadar esența și alta, dar cele trei lumânări sunt distincte. Sau cum ar spune un Sfânt Părinte al Bisericii, prea Sfânta Treime este asemenea a trei lumânări care luminează o încăpere. Dar tu nu știi de unde vine lumina, pentru că toate trei conlumbrează. Iată așadar, părinți credincioși, de unde provine crezul nostru? Noi astăzi, ne chinim, mai ales la prima părtușoare, să învățăm pe de rost crezul. Dar ne-am gândit vreodată că acești oameni în antrenare s-au căzmit, s-au străduit să ajungă la acest crez. De aceea, nu este frică să spun că trebuie să-i admirăm pe acești oameni. Fie că frumați Sfinții ai Bisericii, pe aceștia trebuie să-i și vedem ca Sfinți, dar și pe cei care au greșit. Pentru că nu au reușit să înțeleagă în totalitate că realitatea care a Sfântului Trei merită să-i admirăm pe aceștia din urmă. Vis-a-vis de cele patru condiții despre care am vorbit, Papa Grigore cel Mare, în anul 590, când a fost ales ca și cap al Bisericii, a declarat: cred în cele patru concilii ecumenice, așa cum cred în cele patru evanghelii. Ce vrea să ne spunem, credincioși? Că toată dogma noastră o regăsim în Sfânta Scriptură. De aceea, trebuie să ne întrebăm credința noastră în ce stare se află astăzi. Dar cumva ea este slăbită sau alterată? Unde mergem să ne conectăm? Oare nu trebuie să ajungem la Biblie? Dar mai are Biblia un rol în viața noastră de astăzi. Ce frumos spune Sfântul Părinte Papa Francis. Ce bine ar fi ca un creștin să se comporte cu Sfânta Scriptură așa cum se comportă, de exemplu, cu telefonul, cu celular. Să-l țin până toată ziua. Și în aceasta, mai bine. Trebuie să recunoaștem că astăzi creștinismul a crezut într-un indiferentism. Da, crede că Dumnezeu este unul și trei. Crede că Sfânta Biserică, sacramente și așa mai departe. Dar ce rol ocupă în viața de zi cu zi Dumnezeu? Ce rol ocupă în rugăciunea? Sacramente și așa mai departe. În anul 1890, într-un tren care se îndrepta spre Paris, într-un compartiment se găsea un bătrânel, îmbrăcat cu orez. La un moment dat, probabil, de seară, acest bătrânel ia din buzunarul haine un rozar mai micuț și foarte discret a început să se roage Sfântul Rozar. În același compartiment se găsea un tânăr la vreo 20 de ani, îmbrăcat mai modern și cu un aer de șmecher la asemenea. În momentul în care bătrânelul și-a început rugăciunile, tânărul s-a
reformatul Gheorghe de Preț, care aproape jumătate de secol v-a condus pe căile mântuirii. Săracul, l-a făcut și vreo 5 ani de pușcărie, dar s-a întors în mijlocul dumneavoastră. Mă gândesc puțin mai înainte la acei tineri care acum 100 de ani și-au folosit satul pentru a merge pe front. La acel moment în care au venit să se spovedească, poate pentru ultima dată, să primească Sfânta Mărturisanie și mai ales binecuvântarea prea Sfântului Vechi. Acei eroi merită cinstiți și pentru faptul că ne-au dobândit unitatea și libertatea, dar mai ales pentru faptul că ne-au transmis credința. Iată ce sens are ceea ce vom face noi în viața Sfânta Liturghie. Iar credința este credincioși. Este într-adevăr un dar pe care noi primim de contente de la Dumnezeu, dar trebuie să-l asumăm, să-l trăim. Pentru că dacă nu credința spunea, se poate pierde, se alterează. În anul 2008, în Italia, a avut o autobiografie. Este vorba despre acel actor care a dat rolul lui Barnaba în filmul 2004, Patria Hristos, regizat de Mel Gibson. Actorul se numește Gheorghe Surari. Ei bine, el povestește în această autobiografie cum la început filmărilor a vrut să determine pe regizor să ia rolul Sfântului Petru în acest film. Mel Gibson a zis, nu, tu joci mai bine în rolul lui Barnaba. Dar la sfârșitul filmării filmului a realizat că, de fapt, Barnaba a fost cel mai bun rol pentru el. Pentru că imediat după ce s-a terminat lucrurile filmul, a mers și s-a căsătorit de religios cu femeia cu care avea deja 3 copii. Acum este creștin, catolic, practicant. De ce? Pentru că spune el, am avut curajul să merg la izvoarele credinței, la Sfânta Scriptură, la Evanghelie. Și acolo l-am regăsit pe Hristos. Credincioși, acesta este mare secret al regăsirii credinței și al păstării. Să nu pierde niciodată legătura, chiar fizică, spuneam, Sfânta Scriptură. Să o avem mereu în mâini. Și dacă nu putem să o ținem toată ziua în mâini, pentru că avem cea mai mare lucru, să o ținem în minte și în inimă. Pentru că numai în felul acesta trebuie să venim și la grad la lumea, odată pe an, sau la vânticios, dar în felul acesta trebuie să spunem din toată inima și din toată veșnicia, nu doar eu, ci împreună, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
Dăruiește bisericii tale harul să imite unitatea și dragostea ta veșnică. Binevoiește-a obținut libertatea și unitatea poporului nostru.
asupra cărora chemăm numele Tău și prin ele faci pe noi o laură veșnică în plăcuție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Ceea ce ne prânși
a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acestea toți, acesta este potrivul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintire mea. Și el, Dumnezeu,
va fi provodul pentru răposați, salutul autorităților, prezentarea din partea Părintelui Istoric al lui Sfântul, tema Eroii trăiesc și astăzi în memoria noastră, cu un program artistic prezentat de copiii la școală și de punerea de coroane de tronă. De la voi, s-a urmat rugat înfățească și cum am spus și știți înainte, plasticul pentru eroi, care sunteți invitați toți. Domnul să fie cu
fraților prea iubiți, ne rugăm acum lui Dumnezeu pentru eroii noștri, pentru ca ei să primească corona gloriei, răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl, să fie purtați pe omerii bunului păstor, de a se bucura de fericirea sfinților, în împărăția Regelui veșnic. Măreți miluilor al orții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții ne-ai supus, și ai invins mine dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin mare mister Pascal, îi reînvii pe aceia care el iarăși harul baptismal. Mereu bucam de la prință, om s-a în așteptarea ta, și atunci când vei veni anumită, bine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, omului veșnica lumină, să te stărească neîncetat. Și în ochii mei îl voi vedea pe
dovedă de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să vină la tine. Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm să fii milostiv cu eroi noștri depăsați, pentru unirea poporului și a patriei, ci învrednicește să te vadă în stălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucia Teis, digna cea veșnică de lor, Doamne. Și lumina cea prevestășită de strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Fetelor, sufletele tuturor eroilor noștri și credincioșilor noștri, primirea lui Dumnezeu să se odihnească în pace, să-i răsplătească pentru jertfa lor, pentru sângele lor, pentru iubirea lor, pentru iubirea de patrie și de familie. Să-i putem și noi întâlni într-o zi răsplătiți în împărăția cerurilor. Așa ne rugăm astăzi, în această zi, totul specială pentru comunitatea din Budea, care sigur că își amintește astăzi într-un chip deosebit de eroii plecați de aici. Și de toți cei care în timpul istoriei s-au oferit jertfit pentru a apăra credința și dreptul oamenilor, pentru a păstra unitatea în slujirea poporului, pentru a oferi celor ce vin climat de liniște și de pace. Să ne ascunde Dumnezeu. Amin. Urmează acum salutul domnului primar al comunei Budea. Preasfințite Părinte Petru Ghergel, bine ați revenit printre noi. Salut cu bucurie inițiativa dumneavoastră, demnă de laudă, de a marca centenarul alături de noi la Budea. Stimate domnule președinte al Consiliului Județean Maricel Copac, stimate domnule senator Victorel Lupu, stimate domnule deputat Vasile Câtea, cucernice părinte Paro, cucernici preoți, distinși invitați, stimați cetățeni, sunt mândru că sunt primarul marelui centenar la Budea. Un titlu care mă onorează, dar totodată mă motivează și responsabilizează să fac lucruri bune care să dăinuie. În acest sens, am nevoie de sprijinul aleșilor aici prezenți, care la rândul lor sunt demnitarii României centenare. Domnule președinte, domnule senator, domnule deputat,
Prezența dumneavoastră la acest eveniment este o promisiune pentru viitorul Comunei Budea și pentru identitatea românească a catolicilor, pentru care a luptat și Dumitru Mărtinaș, fiul al comunității noastre din Budea. Să ne cinstim istoria și eroii, dar să trăim prezentul și viitorul cu responsabilitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Are cuvântul domnul președinte al Consiliului Județean Iași, Maricel Popescu. Domnul președinte. Preasfințirea voastră, Monseñor Gergău, Preacuțenice Fețe Bisericești, domnule primar, domnule senator, domnule deputat, stimați cetățenii Comunei Butea, vreau să vă mulțumesc pentru invitația și deosebită plăcere pentru faptul că sunt astăzi aici, la un eveniment deosebit. Pentru noi toți creștini, Ierusalim este o zi deosebită. Este o zi a unirii, o zi a familiei. Și toți trebuie să ne gândim la unitatea neamului. Ieri s-au sărbătorit, ieri a fost ziua românilor de pretutindeni. Ceea ce înseamnă, tot timpul trebuie să fim uniți, trebuie să ne gândim acasă. Și românii de la Butea, și românii din Iași, și românii din România, de peste Prut, și românii plecați în străinătate. Este o zi deosebită. O zi deosebită care marchează și prima unirea noastră. Ieri s-au împlinit 418 ani când a fost urcat pe tron Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit prima unire. Prima unire s-a înfăptuit la Iași. La Iași, Mihai Viteazul a pus capul de vouă pe steagul celor trei principate. Iașul a avut mare onoare să fie martor a celor trei uniri. Și unirea lui Mihai Viteazul, și unirea lui Cuza, și unirea mare. Iar în tata noastră, dăinie, trebuie să respectăm trecutul, să ne întâlnăm în fața trecutului, să ne uităm în prezent, să privim viitorul, să dezvoltăm viitorul. Împreună cu domnul primar, vom dezvolta și am dezvoltat de 2 ani de zile comunitatea și comunitatea noastră, toate comunitățile din jurul nostru. Este un primar deosebit, un primar care și mie la Consiliul Județean nu mi este mult mai ușor dacă ar fi numai primar cum este domnul primar. Este un tânăr primar, printre cei mai tineri primari, dar care se luptă pentru comunitate. Iar în fața dumneavoastră, vreau să-i felicit. Vreau să-i felicit pe toți primarii. Împreună cu parlamentarii s-a reușit în această lună, de asta este o mare sărbătoare pentru noi, să atragem peste 500 de milioane de euro pentru județul Iași, din fonduri guvernamentale, 256, iar restul din fonduri europene. Înseamnă foarte mult. Iar angajamentul meu cu fața dumneavoastră, excelența voastră, preasfinția voastră, este să realizăm acest an 1 miliard de euro. Este mult, dar numai așa putem să ajungem cu celelalte comunități județene din Orlu și celelalte regiuni. Să ne ajute Dumnezeu. Iar în fața dumneavoastră, în alte fețe bisericești, stimați cetățenii ai Comunei Budea, permiți-mi să acord cel mai înalt titlu de centenar al Consiliului Județean, domnului primar. Urmează intervenția părintelui Alois Moraru. Eroii trăiesc și astăzi în memoria noastră. Preasfințite ucenici, confrați, preoți, stimate autorități locale și centrale, dragi creștini, iubiți buteni, pentru că iată este o mare sărbătoare la dumneavoastră astăzi, nu vreau să vorbesc mult, nu vreau să țin o lecție de istorie, ci doar câteva provocări, întrebări, răspunsuri pe care le-am găsit sau le vom găsi în inimile noastre. La un asemenea moment de sărbătoare, prima mea întrebare ar fi: trebuie să ne bucurăm de eroi sau trebuie să-i plângem?
răspunsurile variază. Și sigur, noi îi cinstim, noi ne-am prețuit jertfa, dar nu putem uita sacrificiul pe care ei l-au făcut în urmă cu 101-102 ani pentru țara noastră. Ne bucurăm că împreună comunitatea civilă, dar și cea bisericească, în multe sate, în multe orașe, în acest an jubiliar, centenar, își dau mâna aceste entități și organizează asemenea manifestări. Sunt manifestările de suflet ale comunității, pentru că aici vorbește inima, nu vorbesc interesele politice, economice, vorbesc străbunii noștri. De aceea când Părintele Marcel m-a întrebat ce titlu aș putea da acestei intervenții, am spus să ne gândim la acești eroi și să nu-i uităm niciodată. Ei să rămână mereu în memoria noastră. Răspunzând la o asemenea provocare imediat după război, administratorul diecezei de Iași, Ulderic Cipolloni, într-o scrisoare lungă, redactat în ziua de 20 mai 1918, deci în urmă cu 100 de ani și o săptămână, spunea multe. Dar aș dori să scot în evidență trei idei. O primă idee este un răspuns la întrebarea pe care am pus-o. Ce facem în fața eroilor noștri? Ce trebuiau să facă cei de acum 100 de ani când auzeau că unul sau altul nu se mai întoarce de pe front, că a murit nu știu unde, sau alții nu vor avea niciodată parte de o amintire sau de o întoarcere, cel puțin prin intermediul celor apropiați. Monseniorul Cipolloni spunea, lacrimile nu ne folosesc la nimic. Ceea ce trebuie să facem este să ne rugăm pentru ei. Să ne păstrăm fie memoria, să-i pomenim la Sfântul Altar. Pentru că mulți dintre ei au murit fără Sfintele Taine, poate încărcați de fel și fel de păcate. Mulți au mers de bunăvoie la armă, dar unii au fost luați cu arcanul. Și cu siguranță în inima lor și jertfa pe care a dus-o poate nu a fost din toată inima. Dar să ne rugăm pentru ei și aceasta este datoria tuturor creștinilor. Pentru a motiva întreaga dieceză să se roage pentru eroi, Ulderic Cipolloni spunea, doresc ca în ziua de 19 iulie 1918, în toate bisericile, dar și în filiale, să se organizeze celebrări speciale cu Requiem solemn și toate acele rugăciuni care erau atunci în ritualul pentru cei răposați. Vreau ca peste tot să se înalțe rugăciuni spre cerul, spre Dumnezeul milostivirii, să îi ierte și să facă ca memoria lor să dăinuie veșnic. Iată așadar, după 100 de ani, ducem și noi mai departe acel ecou al întâi stătătorului bisericii noastre pe vremea aceea. Dieceza de Iași nu avea episcop, murise în ultima zi anului 1915 episcopul Camilii și apoi, abia după război, Sfântul Scaun a numit un episcop pentru dieceza de Iași. Și o a treia idee frumoasă, care iată s-a materializat și aici la Budea, prin acest monument dedicat eroilor, a fost răspândit tot prin glasul preoților, care, pornind de la Roma, din zona Roma, au spus, trebuie ca în cinstea acestor eroi să se ridice monumente. Și chiar în acel an, 1918, aici în zonă, au fost ridicate și consacrate, sfințite, trei monumente. Primul la Alzuden, apoi la Requiem, în ziua de 19 august 1918, și apoi în ziua de 7 octombrie același an, un monument la Rotunda. Imediat după aceea s-au ridicat alte monumente la Tămășeni, la Budea, la Șcheia, la Hălăucești, în zona Târgu Trotuș, la Huș și cam în toate colțurile diecezei. Iată de ce, dragi creștini, de 100 de ani acest monument vă vorbește dumneavoastră despre eroii din Budea. Dar oriunde mergeau creștinii în urmă cu un secol, vedeau pe lângă bisericile catolice și apoi și pe lângă cele ortodoxe asemenea monumente. Ceea ce vedem aici înaintea noastră are 100 de ani. Sigur, monumentul a mai fost reînnoit în anul 1938, la 20 de ani de la terminarea Primului Război Mondial.
Atunci au fost spuse câteva plângi. La început numele eroilor au fost gravate direct pe soclu. După aceea s-au pus acele plângi și iată de câteva zile acest monument beneficiază de alte plăci în amintirea eroilor căzuți în războiul pentru întregirea neamului. Aceste plăci pe care le avem și le putem urmări astăzi vor ține numele a 91 de eroi. Alte studii arată că au fost 87, alții poate au descoperit mai multe sau mai puține nume. Numărul nu contează, pentru că cu siguranță memoria a fost aceea care i-a păstrat sau i-a șters cât mai repede. Noi ne rugăm pentru toți. Nu ne rugăm pentru unii sau pentru alții, pentru unii considerați buni sau pentru alții mai puțin buni. Rugăm pe Bunul Dumnezeu și aș dori ca aceasta să fie mereu amintirea noastră, să ne ofere această iubire și această stimă față de toți eroii neamului nostru, față de aceia care, iată, au luptat, au murit și au adus un ideal, acela al României mari. Și peste tot unde se fac asemenea celebrări au fost și în România, și în Basarabia, și în vechea Bucovină, peste tot se vorbește și se va vorbi despre jertfa înaintașilor noștri. Bunul Dumnezeu să primească și rugăciunea noastră, și memoria noastră, și cum spunea Preasfințitul, să ne ajute pe toți să-i vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Tuturor vă doresc această perspectivă a viitorului și nu uitați niciodată jertfa eroilor dumneavoastră. Dumnezeu să ierte! Doamna Mâi Mihai Maria, rapsod popular din comuna Butea, va prezenta o poezie, va recita o poezie compusă de dumneai în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Am întâlnit o asemenea emoție la Institutul de Agronomie din Iași. Era un freac atunci. Aici trăim o emoție mult mai puternică. Eu sper că cu toți să trăim această emoție, fiindcă trebuie să ne amintim de bărbați tineri din Flăcăi, de pe deal și de pe voi, încete s-au adunat și la luptă au plecat. Foarte mulți și din al nostru sat, cu durere și oftat, copii, părinți, iubite au sărutat, apoi singuri au lăsat căci puterea națiunii i-au chemat. Au luptat și s-au sacrificat pentru neamul omenesc, pentru unitatea României. Dar dorința lor nemărginită de moarte a fost umbrită și de cei rămași jelită. Azi când 100 de ani s-au împlinit, la mormântul lor toți am venit. Căci cu sângele lor nevinovat, pământul țării a fost udat. Sacrificiul lor cu adevărat nu-l vom uita niciodată. Când țara ne va chema, asemenea lor vom proceda, îi venerăm, îi omagiem și pe pământ cât mai stăm, pentru ei toți ne rugăm. Doamne, știi că te iubim, dar adesea noi greșim. Însă azi e sărbătoare și îți voi face o rugă mare. Iartă-i, Doamne, pe eroi, că s-au jertfit pentru noi. Capitalele într-o floare sunt cununa lor neperitoare. De aceea te-am rugat să-i ții, Doamne, în preajma ta, să se bucure de ea. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească în pace. Vă mulțumesc! Un grup de copii de la școala gimnazială Butea va prezenta un mic program artistic. Suntem un an de frunte, stăpân pe-a noastră țară.
suntem poporul, acasă este gria, pădurea și izvorul, pe noi la șubioara, eroi ce șapă somnul. Comună lumea largă, dacă vii țara dragă, veniți n-o lăsați pradă, străinilor să cadă, acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul, acasă este gria, pădurea și izvorul, pe noi lași vioara, eroi ce șapră somnul. Hai copii, să ne dăm mână, să jucăm cu toți copiii, să întindem. Hai copii, să ne dăm mână, să jucăm cu toți copiii, să întindem Hora Unirii pe pământul României. Vino, frate, vino, frate ardelean, vino, frate moldovean, să întindem Hora Mare ca în fiecare an. Facem turata cât mai mare, mâna strânsă, pas în foc, să jucăm cu Hora Unirii, tot o neamul la un loc. De la munte până la mare, patrie cum de floare, codrii apele se închină în veșminte de lumină. Hai să întindem Hora Mare, din hotare la hotare, Hora, Hora păcii între popoare, mândre, Hora bucuriei pe pământul României. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul când îl mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e învețit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e înverzit. Țara-i mănoasă și în fericire, poate oricine să trăiască în ea. Și-a mea mândruță ce o iubesc tare, e tot ce am mai sfânt în ea. Și-a mea mândruță ce o iubesc tare, e tot ce am mai sfânt în ea. Trăiască țara, patria mamă, trăiască toate câte sunt în ea. Trăiască toate cu mic, cu mare, și-a mea mândră ce o iubesc tare. Trăiască toate cu mic, cu mare, și-a mea mândră ce o iubesc tare. O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune către Dumnezeu. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, sfânt poporul meu. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, sfânt poporul meu. Mulțumim copiilor. Urmează acum depunerea de coroane de flori în cinstea eroilor răposați. Din partea Episcopiei de Iași. Oh,
martire parohiei, catolice Budea. Consiliul local al primăriei Budea. Din partea școlii gimnaziale Budea. Care au căzut pe câmpul de luptă în primul război mondial. Urmează, după cuvântul Preasfințitului, agapa frățească sau praznicul pentru eroi. Mesajul acestui an jubiliar, centenarul unirii întregii Românii. Acesta este simbolul care trebuie să ducă mai departe flacăra aceasta a iubirii. Iată, copiii sunt cei ce astăzi sunt beneficiarii într-un chip deosebit a acestui mare dar al eroilor noștri. A eroilor care sunt aici amintiți, dar a eroilor care sunt în toate localitățile din țara noastră, lângă monumente sau nu, în cimitire sau nu, ei au fost cei care ne-au adus și ne-au asigurat unitatea, acest curaj al nostru pentru a merge mai departe. Copiii sunt cei care, iată, au primit astăzi de la eroi o lecție. Ei ne dau o lecție ca să ducem mai departe acest mesaj. Dacă privim bine la toate monumentele noastre, vedem un lucru ce ne îmbucură. Și anume, este sus o cruce. S-au gravat pe monument o cruce. Pentru că cel din tâi care s-a jertfit pentru noi,
pentru unitatea noastră, pentru pacea noastră, pentru bucuria noastră a fost Hristos pe cruce. El și-a dat sângele și știm că a curs pe pământ. Nu uităm că de la El avem această chemare ca și noi să știm să ne oferim sacrificiile noastre. Și dacă călcăm pe pământul nostru aici, în Moldova, sau dincolo de Prut, sau dincolo de munți, sau dincolo de Dunăre, acolo de fapt călcăm pe sângele vărsat al eroilor noștri. Este semnul celei mai mari iubiri. Semnul iubirii lui Dumnezeu, despre care am vorbit și astăzi sau am venit să-L preamărim pe El. Iisus s-a oferit pentru noi și ne cheamă să ne oferim și noi. Iar eroii noștri au făcut acest lucru cu toată ființa lor, cu sângele lor. Să nu uităm că cei care îi cheamă pe eroi sunt cei ce slujesc direct pe Iisus altarele. Ei sunt cei care ne mobilizează pentru a fi cu adevărat vrednici creștini și vrednici cetățeni. Este legătură strânsă între a fi creștin și cetățean adevărat și bun. De acolo vine toată sursa noastră, izvorul nostru și datoria noastră de a ne pleca fruntea, de a ne pleca genunchiul, de a-L săruta pământul și de a așeza flori la monumentul eroilor. Aici cunoscuți, în altă parte necunoscuți. Vă mulțumim pentru că astăzi aici la Budea, nu numai că sunteți primii în lista acelor comunități care s-au prezentat pentru a cinsti eroi prin site-ul episcopiei noastre ercis.ro, și iată sunteți și una dintre primele parochii care dau tonul unei astfel de prețuiri și cinstiri a eroilor noștri. Budea, de fapt, este cunoscută în istorie pentru curajul de a apăra demnitatea omului, libertatea lui, libertatea de conștiință, de a apăra demnitatea unui adevărat locuitor al acestei țări. Vă mulțumim, Părinte Paroh, pentru această celebrare, celor care ne-au vorbit astăzi, domnului primar care s-a străduit, de fapt, acest lucru știam și dinainte, pentru a sta alături de Părintele în a cinsti eroi de aici. Eroi de aici sunt credincioșii de aici și cetățenii acestei localități istorice. Mulțumim, domnului președinte, că a ținut să vin aici cu distinși noștri parlamentari, senatori și deputați, care astăzi au venit să marcheze împreună cu noi această zi plină de demnitate. Mulțumim copiilor și celor care au adus flori și dumneavoastră care v-ați rugat și nu veți înceta să vă rugați. Iar când veți trece prin fața monumentului și a bisericii, dar și a monumentului ce ne aduce aminte de eroi noștri, să știți să faceți o plecăciune, un semn de prețuire pentru sângele vărsat și pentru iubirea arătată. Vă mulțumesc, pace să fie cu toți. Binecuvântarea noastră am dat-o, dar mai spunem încă o dată, cu bunul Iisus, să ne mergeți în pace.